Acesta a fost genericul zilei familiei, organizată la data de 15 mai de Inspectoratul de Poliție Căușeni. În jur de 60 de elevi din tot raionul au fost adunați în curtea inspectoratului pentru a participa la un eveniment consacrat familiei. În primul rând vreau să felicit toată populația raionului Căușeni cu sărbătoarea familiei. Am organizat acest eveniment, au coincis evenimentul Ziua Ușilor Deschise cu Ziua Familiei. Totuși, cu toții ne dorim o familie sănătoasă, care este nucleul al societății, și copiii care mi-au uitat astăzi la această măsură sunt acea parte a familiei, acel viitor al nostru, care ne dă mari speranțe. Și crescuți într-un mediu sănătos, într-un mediu propice, se vor dezvolta adevărați patrioți ai societății, ai națiunii și adevărați oameni. Evenimentul a început cu decernarea diplomelor de merit pentru mai multe familii model din raion. Copiii sunt viitorul nostru. În acest context, șeful inspectoratului vrea să decerneze familiile model din raionul Căușeni. În numele întregului efectiv vă adresăm cele mai sincere felicitări cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei, dorindu-vă multă sănătate, prosperitate și fericire. Se decernează cu diplomă familia model, care este permanent alături de noi. Dacă inspectoratul de poliție sărbătorește în acest local Ziua Familiei, să știți că noi în Căușeni avem toată susținerea și toată încurajarea din partea acestui local și acestor specialiști. Polițistul este prietenul nostru și ați reușit prin activitățile petrecute împreună să-i faceți prietenii voștri. Inspectoratul de poliție, pe lângă multitudinea de probleme și chestii pe care le are la ordinea zilei de rezolvat, am reușit să organizeze și să treacă această sărbătoare frumoasă. Vă doresc tuturor pace în familie, ca copiii noștri să crească într-adevăr în armonie, în dragoste. Și așa, precum un râu are nevoie de două maluri, exact, copiii au nevoie de doi părinți. Dragi copii, să vă bucurați de viață, de pace, de liniște, de dragoste în familiile voastre. Sofia Gușilă, șefa Serviciului de Asistență Medicală din raionul Căușeni, care s-a ales cu titlul de familie model, spune că o societate sănătoasă poate supraviețui doar prin intermediul unei familii trainice și unite. Iar acolo unde există bună înțelegere și confort emoțional în familie, există și sănătate. Dacă sănătate în familie, adevărate, care s-o susțin unul pe altul, copilași se dezvoltă sănătoși, clar că atunci e o familie adevărată și e o bucurie pentru toată societatea, nu numai familia care e bine. De atât aș trebuie ce își se face și se implică, se vadă lumea cum e adevărul în viață, asta foarte mult înseamnă. Pentru că unii înțeleg, dar trebuie să se vadă lucrurile astea. Pentru cei mici, polițiștii au pregătit și o expoziție de arme care a atras ca un magnet copiii prezenți la eveniment. N-ai fost la răspunde, n-am fost la răspunde. Așa, pui de aici. Vine din coașă, din partea mie. Aici, din partea mea. În mâna asta, au țelii aici. Ia. Tu ce ai pe tine? Mască? În timp ce unii probau echipamentul din dotare, alții erau atrași de câinele polițist. Cred că sunt folosiți pentru a ajuta la a găsi persoane rănite sau... Infractori? Da. Sau poate dacă un polițist în pericol poate să caute după ajutor. Bine, stăpânția!
poate să găsească mai repede infractorul sau la anumite indicii. Picii de la grădiniță împreună cu elevii claselor primare au fost integrați în jocuri distractive de personajele lor preferate din desenele animate. Familia, într-adevăr, este un lucru primordial. Datorită femei, nu pot să nu menționez ceea ce femeia este începutul tuturor începuturilor și atunci când o femeie știe a își pune poziția în familie, se păstrează și această familie. Și sigur că doresc tuturor în suflet pace, bunăstare și o familie bună, o familie model să fie la toți. Locuitorii raionului Căușeni afirmă că familia este cel mai depres ce poate avea o societate, iar pentru ca aceasta să funcționeze, are nevoie de respect și de bună înțelegere. La finalul evenimentului, copiii au primit dulciuri și înghețată. Vă reamintim că pentru prima dată, Ziua Familiei a fost marcată în anul 1993, în urma unei rezoluții adoptate de ONU.